Capitolul 33. Cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia a doua oară, pe când era încă închis în curtea temniței. Așa vorbește Domnul care face aceste lucruri, Domnul care le urzește și le înfăptuiește, El al cărui nume este Domnul. Chiamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști. Căci așa vorbește Domnul, Dumnezeul lui Israel, despre casele cetății acesteia și despre casele împăraților lui Iuda, care vor fi surpate ca să facă loc pentru șanțurile de întărire și pentru săbii, când vor înainta să lupte împotriva Haldeilor și când se vor umplea cu trupurile moarte ale oamenilor pe care îi voi lovi în mânia mea și în urgia mea și din pricina răutății cărora îmi voi ascunde fața de această cetate. Iată, îi voi da vindecare și sănătate, îi voi vindeca și le voi deschide un izvor bogat în pace și credincioșie voi aduce înapoi pe prinși de război ai lui Iuda și pe prinși de război ai lui Israel și îi voi așeza iarăși ca o dinioară. Îi voi curăți de toate nelegiuirile pe care le-au săvârșit împotriva mea, le voi ierta toate nelegiuirile prin care m-au supărat și prin care s-au răzvrătit împotriva mea. Cetatea aceasta va fi pentru mine o pricină de laudă și de slavă printre toate neamurile pământului. Ele vor afla tot binele pe care li-l voi face, vor rămâne mirate și uimite de toată fericirea și de toată propășirea pe care le-o voi da. Așa vorbește Domnul se vor mai auzi iarăși în locul acesta despre care ziceți că este pustiu, că nu mai are oameni nici dobitoace, se vor mai auzi iarăși în cetățile lui Iuda și pe ulițele Ierusalimului, pustiite, lipsite de oameni, de locuitori, de dobitoace, strigătele de bucurie și strigătele de veselie, cântecele mirelui și cântecele miresei, glasul celor ce zic, Lăudați pe Domnul oștirilor, căci Domnul este bun, căci în viață ține îndurarea lui. Glasul celor ce aduc jertfe de mulțumire în casa Domnului. Căci voi aduce înapoi pe prinși de război ai țării și îi voi așeza iarăși ca o dinioară, zice Domnul. Așa vorbește Domnul oștirilor în locul acesta pustiu, fără oameni și fără dobitoace și în toate cetățile lui, vor mai fi iarăși locuințe de păstori care își vor odihni turmele. În cetățile de la munte, în cetățile din câmpie, în cetățile de la miază zi, în țara lui Beniamin și în împrejurimile Ierusalimului și în cetățile lui Iuda, vor mai trece iarăși oile pe sub mâna celui ce le numără, zice Domnul. Iată, vin zile, zice Domnul, când voi împlini cuvântul cel bun pe care l-am spus despre casa lui Israel și despre casa lui Iuda. În zilele acelea și în vremile acelea voi face să răsară lui David o odraslă neprihănită, care va înfăptui dreptatea și judecata în țară. În zilele acelea Iuda va fi mântuit și Ierusalimul va locui în liniște. Și iată cum îl vor numi, Domnul neprihănirea noastră. Căci așa vorbește Domnul, David nu va fi lipsit niciodată de un urmaș care să stea pe scaunul de domnie al casei lui Israel. Nici preoții și leviții nu vor fi lipsiți niciodată înaintea mea de urmași care să aducă arderi de tot, să ardă tămâie împreună cu darurile de mâncare și să aducă jertfe în toate zilele. Cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia astfel. Așa vorbește Domnul. Dacă puteți să rupeți legământul meu cu ziua și legământul meu cu noaptea, așa încât ziua și noaptea să nu mai fie la vremea lor, atunci se va putea rupe și legământul meu cu robul meu David, așa încât să nu mai aibă fi care să domnească pe scaunul lui de domnie și legământul meu cu leviții, preoții care îmi fac slujba ca o oștirea cerurilor care nu se poate număra și ca nisipul mării care nu se poate măsura. Așa voi înmulți sămânța robului meu David și pe leviții care îmi slujesc. Cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia astfel. N-ai băgat de seamă ce zic oamenii aceștia? A lepădat Domnul cele două familii pe care le alesese? Atât de mult disprețuiesc ei pe poporul meu că nu-l mai privesc ca un popor. Așa vorbește Domnul. Dacă n-am făcut legământul meu cu ziua și cu noaptea, dacă n-am așezat legile cerurilor și ale pământului, atunci voi lepăda și sămânța lui Iacov și a robului meu David și nu voi mai lua din sămânța lui pe cei ce vor stăpâni peste urmașii lui Avram, lui Isaac și lui Iacov, căci voi aduce înapoi pe prinșilor de război și voi avea milă de ei.